Deci, în afară de balamucul de pe masă, am aici un motor servo. Da? Acest servo motor. Cu driverul lui aferent. Să pornesc acum curentul. Asta este o sursă de 24 de volți care nu face altceva decât să-l alimenteze pe ăsta. O să o și pornesc acum. Ăsta este un generator de impulsuri. E cea mai simplă metodă, din punctul meu de vedere, să controlezi un motor pas cu pas. Sau, în cazul ăsta, pentru prima oară, am încercat și cu un servo. Din meniul lui, trebuie să-i setez un parametru care să pornească driverul să accepte comenzi step și dir. Și acum el merge și din potențiometru pot să-l reglez mai repede sau mai încet sau să-i schimb sensul. Ce nu pot să fac? Nu pot să-l opresc complet. Nu m-am lămurit încă de ce. Pot să-l setez să meargă foarte încet, adică așa, dar chiar și în momentul în care am apăsat pe butonul on-off de la generatorul de impulsuri, tot nu are niciun fel de treabă, îl ține mergând. Dar oricum, ăsta e un dispozitiv foarte rudimentar. La motoarele pas cu pas funcționează perfect, le oprește, le pornește. La servomotoare încă nu m-am lămurit exact despre ce e vorba, cum aș putea să-l opresc. Așa că tot din meniul lui îl pot opri de aici.